Bună dimineața, Univers! Bună dimineața, Melc! Bună dimineața, Chat! Bună dimineața, Cornel! Ce famă, Cornel, tată? Cornel! Cornel? Ce fa, tată? Ce zici, bă, Cornel, bă? Da, astăzi o să ne uităm la Zlăvog, sau cum îmi place mie să-i spun, brelocul lui Fire. Brelocul lui Fire sau Chris Bumstead după o lună de chimioterapie acești gândași de bucătărie de care vrei să scapi, dar tot reapar așa cumva cu niște păreri de să mă bată mama, ceva rău de tot bă, tată, Și ăsta săracul pare că urăște ce face, ăsta săracul pare că urăște viața, pare că e în depresie, nu pare foarte fericit cu ce face. Într-o lume în care obezitatea crește în rândul copiilor, într-o lume în care în continuare nu există ore de educație nutrițională în școli, într-o lume în care de cele mai multe ori în continuare se face matematică și română în loc de ora de sport, Prelocul s-a trezit să aibă un take din ăsta despre oamenii care merg la sală. Că ce mergeți atâta la sală, domne? Da, a zis-o ca și cum mersul la sală e ceva rău, și Mișcarea în general e bună. Bă, da, mersul la sală îl e prost rău. A făcut și Robert clip, mult mai detaliat decât o să-l fac eu în ceea ce privește subiectul, pentru că el cu asta se ocupă. O să vă las link în descriere și către clipul lui să aruncați un ochi. Dar eu nu cu asta mă ocup, nu sunt un expert în domeniu, nu cu asta mă ocup. Sunt doar un om care are o părere diferită și care o să abordeze subiectul ăsta pe înțelesul tuturor. Sunt un om care face mișcare, promovează sportul și care crede că sportul este cea mai bună terapie și cea mai ieftină terapie. Și la sfârșitul zilei ai grijă de tine, pentru că asta înseamnă să ai grijă de tine. Știi, mulți oameni au impresia că dacă și-au făcut duș sau dacă cu parfum și pe ziua de azi, să ai grijă de tine înseamnă mult mai mult de atât, de la activitate fizică, la alimentație, la odihnă da? Și ăștia sunt principalii 3 factori. Și 4 spălați-vă. Adică hai să nu facem un challenge din asta cu deodorantul, știi? Că nu ține 24 sau 48 de ore. Hai să ne spălăm mai des, zic. Și chiar și cu alimentație proastă, dacă te apuci de sport, dacă te apuci de sală, dacă te apuci în general de mișcare, o să fie mult mai benefic pentru tine decât dacă nu. Un om cu o condiție fizică bună, overall, o să fie mai sănătos decât un om care nu are o condiție fizică bună. Sigur, există și excepții, dar aici vorbim la modul general. Dar oamenii precum brelocul ăsta nu or să înțeleagă asta niciodată. Oamenii precum ăsta sau să te ia la mișto că faci piept lunea sau ceva. Dacă mergi la sală, ești fanul lui Andrew Tate, că și Andrew Tate zice să mergi la sală și susține să mergi la sală și automat lu ăsta nu-i place de Andrew Tate și te asociază cu Andrew Tate, că și ăla zice să... El e diferit, doamne, el e extremistul curului, doamne, nu trebuie să te atâta sală. Da, eu zic să se dea cu diclofenac taie și pe creier dacă se poate, că poate l ajută, dar hai să vedem ce a avut de spus, presim că o să mă enervez, am avut așa, am văzut în mare parte ce... O să încerc să-mi păstrez calmul. putea să mă enervez. Dar da, haide să vedem ce iese. Luați-vă popcorn -o. Amin. Doamne ajută. Cornel! <coughs> Tocmai că sunt o mie de feluri de a face mișcare, atunci nu e nimic în regulă să faci și sală. Păi da, da, nu ți se pare că, like... Nu ți se pare că, like, industria asta a fitnessului la sală a făcut în așa fel încât oricine vrea să fie sănătos, să slăbească, să arate bine, să nu știu ce, primul lucru pe care îl face e să ducă la sală. Și nu încearcă nimeni nimic altceva. Deci zici, ok, vreau să fiu, vreau să slăbesc o, un pic, vreau să slăbesc 3 kg, whatever. Mă duc la sală. Mă duc la sală, mi iau. Sunt și alte metode. Mă duc la sală, mi iau. Și nu încearcă nimeni nimic altceva. Nimeni nimic ăla mă scoate din sărite. Cu câtă siguranță a zis omul meu. Nu încearcă nimeni nimic altceva, domne. Toți merg la sală, domne, ca să arate bine, să slăbească, domne. Omul meu chiar crede că nu există oameni care aleg pur și simplu, nu știu, să meargă la not sau la un sport de contact, ceva, nu știu, MMA, care e un cardio foarte bun de altfel. Și real, de ce majoritatea aleg să meargă la sală? Pentru că overall este cel mai ieftin. Găsești să-l, probabil, plătești undeva la 100 de lei pe lună. Și ca idee, dacă ești dispus și îți permite bugetul să dai mai mult, la o sală poți să și noți direct. Într-o sală există clase, există clase de exemplu de yoga, există clase de, nu știu, stretching. Se numește diversitate, adică hai să nu asociem sala știi neapărat cu trasul de fiare, pentru că nu este vorba despre asta neapărat. Sunt oameni care își fac abonament la sală special ca să se ducă să noate, să mai stea și la saună, poate mai lucrează și cu greutăți, poate dau și la sac, adică... Nu e nicio problemă. Plus, da, stop min maxing health. Mulțumesc. Stop min maxing health. Just stop it. Pentru că e cel mai ușor și cel mai motivant. E motivant de ce nu cunoști oameni care își cumpără abonament la sală și după aia nu se duc. Apparently nu e motivant. Tocmai asta încerc să zic, că nu trebuie să te forțezi să faci un căcat. Poți să faci lucruri care îți plac. Îți place să dansezi, du-te și dansează. Dacă îți place să înnoți, du-te și înnoată. Chestii care chiar îți fac plăcere. Nu e totul doar tras la fiare cu antrenor you know el chiar crede că toți oamenii care merg la sală urăsc să meargă la sală? Da, cu siguranță probabil sunt și zile în care urăști să faci treaba aia, dar te duci pentru că la sfârșitul zilei știi că o să te simți mai bine și e benefic pentru tine. În viață sunt și lucruri, trebuie să faci și lucruri care nu-ți fac neapărat plăcere de fiecare dată, dar trebuie să le faci pentru că e benefic pentru tine. Eu nu mi-aș dori să trăiesc în lumea lui băiatul ăsta, deci lumea lui băiatul ăsta mă sperie tare. Ai mult mai multe facilități într-o sală, nu totul se rezumă la tras de fiare. De ce asocia mersul la sală cu trasul de fiară și atât, pentru că nu acolo se termină. Poți să te plimbi cu bicicleta, poți să mergi în drumeție, poți să... Deși și mă, și ce lumea în ursul. comentarii? Tu asociezi sala cu atrage de fiare în mod excesiv, dar la sală poți să faci multe feluri de mișcare. Sunt diverse cursuri, poți să lucrezi cu propria ta greutate, tot felul de greutăți, etc. Un comentariu legit, un comentariu bazat, pe care pur și simplu îl ignoră Acum, și își vede de teicul lui. Uh, stai pe bar, copile că mai e nebunit. Poți să, ce mai e, că sunt multe, poți să alergi, poți să uh, tararirea, a, ah, mai sunt și asta cu calistenicile deși acolo e foarte uh, complicat. Da, o punem pe bunica la 70 de ani să facă calistenice sau pe un copil de 14 ani, ai că Poți să te trezești să... în fiecare dimineață Așa. și să faci 10 minute de stretching dimineața la soare, la aer. A lot of the times it is just as effective. Cum? Da, nu e, nu e. De cele mai multe ori nu o să fie același lucru, pentru că dacă ai un scop și vrei să slăbești sau să pui masă musculară, alea 10 minute de stretching sunt cam egale cu zero. Cum zic ea? Trebuie să fii consecvent, nu neapărat să tragi cât mai tare. Doar fi consecvent în viața ta, omule. Ce mare căcat. Poți să faci gunning, da. Și unde alergi? În carol, pe 40 de grade? Oh, 40 de grade în carol! Dacă trezești la 7 dimineața, sunt 23 de grade în București. Unde să alerg? În carol, la 40 de grade? Cum să las mașina acasă și ce să fac? Să merg cu autobuzul în care nu merge aerul condiționat și miroasea oamenii de pe stradă? Oh, vai de mine! Da, vere, viața înseamnă și disconfort, nu înseamnă numai confort. N-are niciun sens ce spune, bă, n-are niciun sens ce spune. Poate n-am timp, n-am chef să mă trezesc la 7 dimineața, nu-mi place să mă trezesc la 7 dimineața, nu vreau să mă o să alerg la 7 dimineața, de ce? trebuie să fiu constrâns de o oră anume? Poate eu vreau să mă duc să alerg la 3 după amiaza, Ca atunci mi se scoală mie și atunci vreau eu. Bine, eu urăsc să alerg ca idee, mi se pare o activitate de oameni singurate și pur și simplu, dar ca idee, overall, într-o sală, indiferent de oră, o să fie o temperatură mai constantă decât afară nu depins de vremea de afară și este un mediu mult mai safe în sensul în care nu știu nu te alergă câinii sau nu nu-ți intră nu știu ce copil cu bicicleta în tine sau știi te duci să-i pus căștile sau whatever și te duci și e mai safe de exemplu ca femeie mi se pare destul de poate nu știu vreau să mă duc să alerg seara am eu timp să alerg seara la 12 de exemplu noapte ca femeie mi se pare un pic așa fac taps alergic. Adică se pot întâmpla, în schimb, la sală, există sale în București, sunt deschise non-stop. Nu, tot 30 de grade sunt și dimineața. Am ce mai nervi. scoate minți. din minți. Toți copiii. Toți copiii. M-ați terminat. Arată-mi. Toți toți copiii, doamne, Dar toți copiii. Acum ne arată pe Google, bă, să ne arate, vrea să ne demonstreze că sunt 23 de grade la 7 dimineața, să mă ferească Dumnezeu. Și asta cu toți copiii, doamne, toți copiii, trebuie să... Pare că urăște ce face, v-am zis, pare că urește ce face. Asta era PM, scuze. Și acum chiar caută Mâine, pe Google. La București. 3, 4, 5, 6, 7 dimineața, 21... 20... Bă cât de greu era bă să zici chestia asta, cât de greu era să zici chestia asta, că whatever, nu știu, fiecare să se antreneze unde are chef să alerge, unde are chef atât timp cât o face. Că e sală, că e alergat în parcă, bă cât de greu era să zici chestia asta bă, cât de greu era să zici chestia asta, că până la urmă dacă susții mișcarea, o susții indiferent de forma și de mediu în care se face mișcarea aia, cât de greu era să zici chestia asta. 1 de grade. 21 de grade la 7. De ce să te ceri cu oameni în chat acolo? De, 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 de ce vrei să ne demonstrezi că 23? Cui îi pasă că 23 de grade la 7 dimineața? Că eu nu vreau să mă trezesc să alerg la 7 dimineața. 8 dimineața, dimineața la la 3. 23. Na, poftim. 8 dimineața te trezești, ieși din casă prima dată, bei și tu un litru ia, de apă. Ia, ne învață omul cum bă, e. Te, te duci într-un parc sau în, Chiar și printre blocuri. Și ia ca așa, te plimbi un pic, da? o leacă de alergare pe loc, o leacă de una alta, te întinzi un pic niște stretching, bagi tu niște flotări, niște genuflexiuni, niște bă, bă, sun salutations și gata, mare căcat. Mare căcat, atâta, atâta, atâta mișcare. Ce vrea acum așa un pic printre blocuri, mai faci două flotări și ai toată schema, domne. Ce atâta mișcare, domne. Are bif cu sala, omul meu. Deci are, are bif cu sala, efectiv. Pare că și-a luat bătaie de la un băiat care face sală sau nu știu, i-a luat unul gagica și de atunci are boală pe ăștia care fac sală sau ăștia care sau păsăl în general. Și da, whatever, o să-mi ziceți acum poate că e părerea lui personală, dar o părere personală nu sună așa. Dar ce încearcă să facă asta efectiv? E o manipulare jegoasă pentru copii sau pentru oameni handicapați. Real. Ne arată pe Google, bă, Face că asta toată viața grade. și un obicei și se cu ești mai încerc. decât 95% din populația României. Da, dacă alergi printre blocuri așa un pic, ești cel mai sănătos. Mare căcat ce mai fi Mare sportul, domne. Ce dracu' cu atât am mergeți? Bă, bă, dacă facem așa un pic, hap, hap, gata. Ne stăm pe spate, putem să mâncăm Pringles liniștiți dacă facem un pic așa două flutări. Real. Lejer, de am vară. Am un mic dejun cinstit, <coughs> fac cercuri că întreb, ce, căcar, că ce mai fi ăsta. <coughs> fac cercuri în jurul parcării. Hai bă, zici că n-ai un parc la 10 metri de mers pe jos. Nu trebuie să fie parcul Carol. Nu trebuie să fie parcul Iorei. Un parculeț de la... Drec, cu să de nu de ce să post. mă chinui să mă trezesc la 5 ca să plec la 7? Dar la sală cum mergeai, Clementine? La sală cum mergeai? Nu te supăra pe mine. Nu, trebuie să merg la sală să fac, să trag uh, de fiare în aer condiționat. E penibil, scuze. E penibil. Singurul lucru penibil este discuția asta și mustața asta. N-ai cu cine, vă tată, n-ai cu cine, n-ai cu cine. Deci oamenii ăștia, ăsta în special, mă sperie tare rău. N-aș vrea să fiu prieten cu băiatul, n-aș putea să fiu prieten cu băiatul ăsta vreodată în viața asta. Și faptul că un om de 40 de ani are bif personal cu sala, cu oamenii care merg la sală, mi se pare extraordinar de trist, adică bă, n-ai și altceva mai bun de făcut, la o cu de treabă, pe bune zic, adică asta să fie problema în viață, că sunt oameni care se duc și alergă la sală, în loc să alerge în spatele blocului, n-ai alte probleme în viață, și eu prost acum că fac clipul ăsta, dar pe bune zic. De fiare? Să tracă de fiare? Că da, asta mă, da, asta v-am zis. În aer da. condiționat. Un aer condiționat. E penibil să te duci să tragi de fiare în aer condiționat, dar e perfect normal să te duci să alergi pe 40 de grade sau pe minus 10 grade sau când e asta e ok. Dar să alergi în aer condiționat, ai problema țara. Da, asta nu merge țara asta, domne Contreie că sunt oameni care se duc la sală și trag așa ca proști fac piept în aer condiționat. De asta suntem unde suntem, vă zic sincer. Nu, no, asta se duce cu țara asta. penibil, scuze. E penibil. Mustața aia e penibilă. Poți să mă duc la sală la orice oră. Băi, băi femeie sau omule, ce ești? Clementino, care ești? Clementino. Poți să mergi la orice oră la sală? Da, dracu, poți să mergi fix la orice oră vrei. Pentru că în București, nu știu cum e, stă treaba așa prin alte zone, prin așa, dar în București sunt săli deschise non-stop. Eu asta nu pot să înțeleg. Care e problema lui până la urmă? Cum trebuie cu să susții mișcarea, dar să ai o problemă cu... E ca și cum, nu știu, ai susține mersul cu mașina, dar urăși mașinile. O chestie din asta, adică n-are sens. Ori susține sportul, ori suntem golani, ori nu mai suntem. Păi ce asta, domne? Nu există așa trebuie ceva. la muncă, n-ai știu o muncă de la care trebuie să ajungi? N-ai tu niște KPI-uri de atins? Aia, am zis femeie sau om Se referea că gen Aia merge la sală Pentru că ea nu se duce la muncă De fapt că ăștia care merg la sală Da, asta merg la sală, domne, Că nu merg la muncă Că de asta N-am zis sau om Am zis sau omule Ca să fie mai general Sunt avocat și am timp Avocații dumneavoastră, dragi prieteni Mi-a dat la Ce-i drept mi-a cam... <laughs> Mi-a închis gura <laughs> Dacă ai timp să mergi la sală, cum n-ai timp să mergi până într-un parc? Eu nu înțeleg asta, eu nu reușesc să pricep. Eu nu reușesc să pricep care e problema ta dacă... Bă, nu, e vorba de timp cât e vorba de mediu. Dacă un om se simte mai, nu știu, în siguranță sau îi face lui plăcere să meargă acolo, în loc de parc sau... care e problema? care e problema? Bă, avem o discuție din asta atât de să-mi bag picioarele. Bă, tată, bă. Efectiv, rage bait. Efectiv, e rage bait. Deci ai timp să te duci, să te sui în mașină, să-ți iei haine de schimb, să toate astea, și să te duci cu mașina până la sală, să faci un duș du în sală, să te schimbi și să vin apoi acasă. Dar n-ai să... Dar nu te duci înapoi acasă. Dacă îți faci duș, pleci direct la muncă. Ce să vezi? În schimb, dacă te duci să alergi în parc, da, trebuie să mergi, să te duci acasă să să faci duș. Așa te duci acolo, faci 40.000 de minute o oră, whatever. Îți faci duși acolo și te duci spre muncă. Sau vii de la muncă, pe aia îți faci și tu poți să ți faci direct acasă după aia, dacă da, în caz că vrei să nu e mai logic, nu e mai și nu depinzi de temperatura de afară. Să ieși din casă până la un parc de la ei... nu știu, la 10 minute de unde stai. Oh. Bun. Am timp să merg și în parc, numai că sunt 45 de grade. A, era problema cu căldura. A, era problema cu căldura, Ryan. Right. Dar știi că nu sunt tot anul 45 de grade. Da, alergă când nu sunt 45 de grade. Când sunt 45 de grade, stai dracu acasă. Stai și mănâncă Pringles pe canapea. Mănânci Pringles și după aia când nu mai sunt 45 de grade, aștept să ieși afară să ca să dai pringles sus jos. Despre asta e vorba, așa funcționează lucrurile. nu chiar tot anul 45 de grade. nu chiar tot anul 45 de grade. Și sunt ore, bine, nu dimineața, seara. Parcă zicea dimineața mai devreme, parcă ne recomanda la șapte dimineața, acum seara. Găsești mult mai aproape sală decât parc? Ia, asta mi se pare fascinant. Ziceți un cartier, zi un cartier. Astrolip, Bă, caută pe cartier. Google. Bă, caută pe, arate... pe Google, să ne Bă, caută pe Google, să ne arate parcuri, Cartierul militar. Insane, bă, tată, bă. Cartierul militar. Băi, e superb, arena. bă. E sub bă, ăsta, ăsta nu e un om încăpățânat, ăsta e un om prost, real, ăsta de real. De, eu înțeleg, bă, tată, că și eu sunt încăpățânat așa și pe mine mă apucă. Bă, dar n-ai cum, las o dracu de treabă, n-ai cum, bă, efectiv, n-ai cum să cauți pe Google. Mi-a arăs câte grade dimineața, după aia zis să alergă în seara, după care acum ne arăs că mai multe parcuri decât să-l, să mi bag picioarele. Eu, 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 nu pot să urmăresc pe băiatul ăsta ca idee, mi se pare extrem de obositor. Dar am văzut treaba asta, la Robert am văzut prima oară clipul, ce am zis, bă, tată, n-are cum, efectiv, n-ai cum să zici că astea pe Nei N-ai cum să fii, n cum să fii așa. Parcul linii, cu dă toate, loc de joacă, iau aici. Incredibil. Stadionul Rugby Metrorex. Doar ca să nu, doar ca să ai el o problemă cu sala, cu să... Mai mergem mai încolo, ia uite. Cimitir, mă rog. În cimitir mă duc, tată, în cimitir mă duc să mă întreb cu aia vorba aia, pe primul loc. Ce rea -aia cu domne? În cimitir mă duc să Mă rog, ăsta cimitir. Eee. Da, uite aici, ia uite aici, între blocuri. Între blocuri aici. A, a, abia aștept, abia aștept să mă trezesc la 7 din ea, sau seara, sau seara să alerg prin superb, mai ales ca femeie, așa prin spatele blocului pe la 12 noaptea, extrem de safe. Tu o cu de sală, e mai safe să alergi prin spatele blocului pe la 12 noaptea, mai ales ca femeie. E un porculeț. Mă rog, nu la cimitir. La cimitir vreau par... să fac. Gata, ăsta e planul. Vreau să fac un clip. Drumul Belșugului. Tenis Club AMG. Mă rog, aia asta e altceva. Sport Club Diamond, ok, acolo e sală. Mamă, da. Ia uite, world class. <laughs> Dar hai să mai luăm un cartier. Drumul Taberii. Ia uite, drumul Taberii. Extraordinar. Boom, Extraordinar. Bum, Parcul Târgu Neamț. Parcul Valea lui Mihai. Ia uite, aici ce -i? E în curte la școală și ce? E, până, până și o tarla din asta. Ce nu poți să mergi pe o tarla din asta să faci niște exerciții? Nu poți să sari și tu un pic peste mașinile alea. Ce cum acum atâta apă? Bune e. Adevărat. Să mor dacă nu sunteți E atâta sală. <laughs> Pentru cărbunești? ce variante poți să ne dai? <laughs> Super. <laughs> mi arăta arătat numai parcări. <laughs> cum adică parcări? Vă-ți am vă arătat parcări. Super! Deci, parcul liniei. Iar o ia de la capăt. Ia. Yeah. Superb, efectiv. Mă rog, nu-ți vede de aici, dar este un parc. Ba este chiar un... e un parc drăguț, nu știu da, dacă nu? ai fost. Un parc car park. A, <laughs> ce bă. Asta e fascinant. Cimitirul. E absolut fascinant. Că el acum pare, pare că trage de timp, nu știu, trage de timp, dracu, să iasă live să-i mai doneze lumea, nu știu ce dracu face, nu știu ce capul lui, bă. Deci... Într-adevăr, dintre toate cartierele ăsta, militariul <laughs> nu e cel mai ofertant. Dar, acum, în... acum, iarăși se contrazice un pic, a realizat și el că, bă, parcă în militar nu-s chiar atât de multe parcuri. Drumul taberii, altceva... Dar dacă stai în militari, poți într-adevăr să mergi la sală, că parcă nu-s chiar atât de multe parcuri. Da, drumul taberei, eu zic, eu zic să vă mutați cu toții în drumul taberei, că drumul taberei pe partea de parcuri e foarte ofertant. Acolo mă duc. Parcul Flamura. Extraordinar. C Alerg un pic, așa dau cu cap un blocul ăla aici nebun la cap. Unde dracu mă duc de aici, pe aici nebun, bag un sprint, intru o mașină. Cât de cât? Cât de cât, intru cu cap un bloc. Hai tataie, lasă subiectul ăsta, sala e cel mai convenient loc. Real, chiar e. Ca femeie nu m-aș duce să alerg seara singură și la 6 dimineața nici atât. Cinstit, exact ce am zis mai devreme. Ca femeie să alergi în parc noaptea sau e mai briscant sau, prin, sau în spatele blocului e mai briscant decât să mergi la sală. La sală e cel mai convenient loc. Ia, Ca citește. femeie nu m-aș duce să alerg seara singură și la 6 dimineața nici atât. La 6 dimineața nu, nu cred că... Da, mă rog, nu știu. Aici nu știu. Da, la 7 în schimb când sunt 23 de grade, la 6, la 6 nu, da, la 7 dimineața când sunt 23 de grade, că doar v-am arătat mai devreme pe Google că sunt 23 de grade și după aia m-am contrazis, am zis că e mai bine să alergi seara. Băi, eu înțeleg că sunt live, eu, 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 înțeleg că ăsta face live. Bă, da, hai să ne concentrăm un pic, bă, tată, bă, hai să ne concentrăm un pic, pe bune, hai să ne dacă n-ai chef, dacă n-ai un subiect anume, dacă nu trebuie să faci live. Poți să-ți o vacanță, să te relaxezi, să stai așa un pic pe spate, să-ți așezi gândurile, să vii cu chef să faci live. Când în momentul ăsta mie mi se pare că efectiv, n-ai, ești așa, ai intrat live să, să o efectiv, să vorbești de ampulea, că nu te plictiseai sau trebuie să-ți doneze cineva. Apoi acasă să fac duș să plec la lucru direct obosită. Direct obosită? Că ce? Că te-ai plimbat de dimineață un pic și ai făcut niște stretching? Bă, 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 omule, Treci în gola și plimbat-o așa un pic printre blocuri, de cele mai multe ori e egal cu zero. Nu o să slăbești, nu o să pui masă musculară, nu o să faci nimic. E, Dacă ai un scop, repet, vrei să slăbești și Nu cu stretching în gola și plimbat așa un pic printre blocuri. Chile. Bine, pot să merg la sală, să alerg pe bandă, unde nu mă deranjează nimeni. Corect. Fac și stretching, mai lucrez și la aparate decât să fac zigzag printre mașini, plus că e chiar așa de Corect. Se numește diversitate. Pe mine. Efectiv. Cinstit, un comentariu okay. bazat. Uh, vezi că începe Insula iubirea cușa. Absolut fascinant. A făcut ca John Cena, bă. A făcut ca John Cena. Sunteți nebun la cap a făcut ca John Cena. Să nu-l vedem. Nu 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 oricum nu vreau să vă treabă asta. Sunt ultimul om. Păi chiar ești Sunt un ultim om. om. Să mor eu. Cum cum să zici asta, bă? Eu, 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 nu înțeleg, vrea să fie amuzant, vrea să fie... Eu, eu nu înțeleg care e problema lui real. Adică ce încearcă să facă în momentul ăsta? Hal de conversație în 2024 să mă bată mama. Asta e genul de om care ți-ar zice că ăla, cum îl cheamă pe la mă? Care ți-ar spune probabil că e ok. E ok să fie așa. Să mănânci așa și să fie așa, e ok. E alegerea fiecăruia până la urmă. Hei, hey, 2024. Și dați-mi voie să vă dezamăgesc copiii, dar nu e ok să fie așa. Într-o notă mai serioasă, obezitatea chiar e o boală. Știu că poate nu e politically corect să spun chestia asta, dar ghiciți ce? Mă doare în cot de politically corect. Dacă o să am vreodată în viața asta un copil, eu nu aș concepe în viața asta să nu-l să nu dau la un sport, să nu facă mișcare, să nu am grijă de alimentația lui. Pentru că totul pornește din educație și n n nu există să nu-l dau la un sport, să mă asigur că are o dietă echilibrată, că face mișcare, că se odihnește. Nu, nu există așa ceva. A zis de aia cu insula iubirii, nu? Aia merge la sală, sus în tot... oameni care merg la sală, crezi că toți se prefac că le place? Da. Cred, cred, sincer, cred, sincer, că eu țin minte pe vremuri era chestia asta când toată lumea simțea nevoia să meargă la sală, se simțea, dar nu nevoia, toată lumea se simțea cumva obligată. Înțelegi ce vreau să spun? Sua mea se simțea cumva obligată să meargă la sală, că vă leu arăt rău, trebuie să merg la sală ca să arăt bine. Și a fost nevoie de niște ani. Niște ani. Băi, de, de... Bă, eu mor când cineva asociază sala mersul la sală cu arătatul bine. pe bune, mor, mor pe chestia asta. E mult mai mult de atât. De reclame, de văzut Dorian Popa în bustul gol, de văzut uh, Da, adevăr. Dorian Popa în bustul gol, Dorian, dacă te duci la sală de 3 ori pe săptămână, de 4 ori pe săptămână, de... nu te faci mare. Nu, nu așa. Natural. Natural. Nu o să devii dulap. Nu, n-ai cum natural să devii... Rabdomene cu sex-pack. A durat niște ani până când s-a normalizat, până în punctul ăsta în care lumea merge și așa, dar până atunci vă zic sincer, era chestia asta în care în 2010, 11, 12, 13, 14, zona aia, toată lumea... Da, mă, dar nu, nu tu ziceai, nu tu ziceai cu gura ta mai devreme că viața nu e mereu un confort? Nu tu ziceai chestia asta? Te contrazici singur, te contrazici singur. Da, sunt oameni care urăsc probabil să meargă la sală. Eu nu ne -e chestia asta, dar sunt și oameni care se duc cu plăcere acolo. No, cum să merg printre mașini? Păi da, frate, vezi, tu mergi printre mașini pentru că așa se administrează orașul ăsta. Am putea să administrăm orașul ăsta complet altfel, nu-i așa? Adică, știi care e chestia? Mi se pare că și și faza asta, care toată lumea merge numai prin mașină, pe unde se duce, pentru că mergând în mașină, închizi ochii la... Nu vezi. Nu vezi ce-i neplăcut la orașul ăsta. Stai în casa ta, în mașină, la muncă, știi? Și după aia, gen, nu-ți mai pasă de nimic altceva. Mai bine să eviți decât să vezi în ce oraș stai și să știi să-i zici lui ăla Bă, Nicușor, ce faci? Adică soluția ta este să mă duc la sală că acolo gen nu văd. Dar mai e și altă soluție și aia să te implici, în să te implici democratic în administrarea și buna guvernare. <gântu -s1> Aș vrea să părăsesc deja de... pe Ce yes. Antrenamentele de grup, aerobic, pilates, kangu, e chiar mișto, socializezi, faci sport, te mai și în drumă cineva și te simți mai motivat decât să mergi tu așa de capul tău. Да, ну что... -то. Doamne, ești, ești prost sau proastă. Alergi printre blocuri în cimitir. În cimitir se face treaba. A zis de asta cu alergatul de bă, nici măcar n-a menționat de încălțăminte, bă, tata, bă. Nici măcar dă o dreacu de încălțăminte, faceți ce vreți, alergați un pic, faci. bă, mi-e mai, mai, simplu treaba de ea. dacă nu ai o încălțăminte adecvată, o încălțăminte bună, o încălțăminte, s-ar putea să. De fapt, nu s-ar putea, sigur, o să-ți faci genunchi praf. Nici alergatul la, la fel și la sală, într-adevăr, și la sală. Dacă te duci la sală, ai făcut sport în viața ta sau și te duci la sală și tragi așa random, da, s-ar putea să te accidentezi. Overall, așa, per total, lucrurile nu sunt chiar atât de banale precum le zice tataie, știi? Adică nu ieși așa un pic, apa, apa, ap, printre blocuri, printre mașini, faci trei flotări și gata. Nu. Sportul, într-adevăr, mișcarea este benefică pentru organism, pentru mental health, pentru... Da, dar făcută în niște condiții optime și cu niște oameni care să te îndrume să faci lucrurile alea, oameni experimentați sau prieteni care fac de mult treaba aia, știi? Și să te apuci să faci și tu treaba aia, că de capul tău, dacă n-ai mai făcut nimic niciodată, da, s-ar putea să te accidentezi. Știință mai bine zis, care face cursuri de yoga în aer liber... Și făcea la un moment dat, cred că pe ponton, la Mogoșoaia, pe pontoane din astea, pe parcuri, prin... De o mie de ori mai frumos cu aia să mor eu. Decât să te duci să miroși bășinile la toate doamnele într-un spațiu închis la Kangoo Jumps. El asta nu vreau să înțelegăm mm. că nu poți să te duci pe ponton în Mogoșoaia în decembrie, sau poți să te duci și în decembrie, da? nu e chiar... I'm just saying, I'm just saying, I'm just saying, integrați frumos lucrurile astea în viață, nu nu în feluri astea, de, felurile astea căcăcioase. Mi se pare un fel căcăcios de a face mișcare când ai atâtea posibilități să te duci numai la sală și atâta. Care atâtea posibilități? Bă, m-a omorât ăsta cu posibilitățile lui. Cine încearcă să facă asta? deci, efectiv? E o spălare din aia pe creier de, pentru oameni imbecili. Adică, pe bune zic. Nu, că eu am o cruceadă personală cu căcatul ăsta. Yeah. Eu literalmente am o cruceadă personală cu acest căcat de subiect. Pentru că toată lumea e stresată, au oh, cum să fac să arăt bine. Oh, 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 oh. Și toată lumea, mi se pare că singura rezolvare este, ah, o să mă duc să. o să mă duc să, în primul rând banda aia, o fac cardio pe bandă, banda aia e, uh, gleznele, da? Pentru că nu e normal ce se întâmplă acolo. Banda aia spute că a mers pe asfalt, a o pe asfalt e altceva. Aveți încredere. Votați la voc președinte. Uh, și o să mă duc să fac... Mie să mi se pare funny. Băieții fac piept, fetele fac buci. Bă, este penibil, este mega stupid, scuze. Mustața aia e mega penibilă. Discuția asta e mega penibilă. Pă, cui pasă atât timp cât faci mișcare? Eu nu înțeleg. Da, a zis, are care o problemă. E treabă, e pare piticii lui pe creier. Da. Asta nu înseamnă că, că sala, că mersul la sala, că whatever, nu e benefic. Cel mai stupid lucru din lume. Sau să te duci, mie asta mi se pare fascinant. Deci te sui în mașină. Iar o ia cu mașina, mâncați-ai Mi se pare ta. absolut fantastic. Ia-ți o bicicletă. uite ce -i zice asta. Eu okay, dar nu toată lumea care se duce la sală are ca principal obiectiv să arate mai bine. Bă, și le ignoră complet, mă, le ignoră complet. Ignoră absolut complet comentarii de astea. Eu am o boală cronică, iar mișcarea mă ajută super mult să o gestionez. Și mă simt și mai ok psihic. Ex, bă, îmi vine să-l iau în brațe pe ăsta. Nu știu cine e băiatul ăsta. Nu bă, dar îmi vine să te iau în brațe. Pe bune, îmi vine să te iau un brațe. Ți-ai luat gel de duș cu tine. Alea, alea, ca să te duci la o sală într-un mall <laughs> și să pedalezi. Ce ce so stupid, Jesus Christ. Nu are sens, mă, nu are sens. Nu o să înțelegă niciodată, adică chiar nu o să înțelegă niciodată. Și asta îmi place că el cumva are impresia că ăștia care merg la sală se duc doar la sală, adică pentru ei există sala și atât, adică nu există să nu știu, te duci să te plimbi pe munte sau nu ieși cu, și cu bicicleta sau nu ieși să dai și o tură de parc. Bă, dacă ai un abonament la sală, să știi că nu, nu te muți în sală și atât, adică te mai duci și tu, te două ori, de trei ori pe o săptămână, te mai duci pe un munte, mai ieși cu bicicleta, adică nu stai închis în sală. Nu despre asta e vorba, știi? Vezi mult despre sănătate, dar nu e în considerare adaosul de mușchi. Măi, ce adaos de mușchi? Ce boli aveți cu mușchii? Ce boli aveți cu mușchii, măi, oameni buni? Ce boli aveți? Vă știți că și la băieți e o problemă de... Cum se cheamă asta? Body dysmorphia. De body image foarte mare, doar că body ei... Body dysmorphia. Nu vorbesc despre body image, dar gen... Da, au și femeile și bărbații sunt cum sunt ăia, de exemplu, care merg la sală și nu sunt niciodată destul de mari. Gen, ai făcut niște mușchi, dar nu e suficient. Trebuie să fii mari și ajung să facă cât casa. Pentru că au senzația că asta e... Între timp nu vrea nimeni să-i Adevărul e că pe zlăvog toate femeile vor să... Când îl văd cu mustața asta, în realitate și acum când se uită femeile la clipul ăsta și îl văd pe cu mustața asta, se udă toate. Vor să sunt așa se, se gândesc femeile, vrem să simțim mustața lui între picioare, abia așteptăm. Fierte suntem, mergem în victorie și scandăm acolo, vrem mustața lui zlăvog între picioare, să mă bată mama. Ah, o să-mi facă iar, o să pun asta pe YouTube și o să vine iar, cum îl cheamă pe ăla, RxF Kinetics. A venit, a venit și el, am venit și eu. Kinetics. Îl să-l sună și pe Tony, mă, hai să-l sună, știți pe Tony, hai să-l sunăm pe Tony, să vedem ce părere, ce părere are Tony despre treaba asta. Știți pe Tony că el e cu calistenicele, cu așa, cu ea să-l sunăm așa un pic pe Tony, să vedem cu... Tu de, exemplu, tu, de exemplu, pe 40 de grade sau că tu practic ai început cu antrenamentele în parc, efectiv, tu n-ai, așa ai început da, da, asta tu. Da, fac, eu fac calisthenics, fac tu pe, tu pe 40 de grade sau tu iarna pe, nu știu, minus 10 grade, tu ce faci? Unde, cum? Nu te duci și tu într-o sală? Bro, eu m-am antrenat an zile în parc, <laughs> mă adresez de foarte mult timp în parc, pentru că, până la urmă, noi asta căutăm, noi căutăm parcurile astea cu bare ca să putem să ne practicăm sportul, că noi facem un fel de gimnastică, calisthenics se numește. Mm -hmm. Și iarna știe toată lumea că noi nu avem altă variantă decât să ne antrenăm la sală, da? Mm -hmm. Ori ne antrenăm la sală, ori ne antrenăm acasă și ne luăm noi echipament acasă, adică ne punem o pară de tracțiune în perete, ne punem inele în tavan, dar și așa e foarte limitat, adică credem mă e mult mai bine să te duci la sală, efectiv, pentru că acolo ai echipamentul necesar. Deci nu ai cum să te antrezi în frig iarna și și dacă ai face da? Că noi am mai făcut-o, băieții. Ești foarte predispus la accidentări, pentru că nu te, nu te poți încălzi, încălzirea e foarte importantă pentru un antrenament bun, tu nu te poți încălzi, ceea ce e o foarte mare problemă pentru că sigur la un moment dat te accidentezi și nu te accidentezi așa fru, uh, cât de cât, că te doare un cot, nu te doare nu, faci uh, epicondilite, faci lucruri de astea care te țin în luni de zile, adică un an de zile ești pe pauză, <laughs> dacă wow. să te accidentezi după amiază, dar te duci la sală ca ai aer condiționat. Păi nu, că zicea că e penibil să te antrenezi așa în aer condiționat. Mie mi se pare o gândire foarte comunistă chestia asta că toată lumea trebuie ca mine, eu fac corect, eu am, opinia mea e singura corectă, mi se pare destul de... Nici eu nu sunt, nu știu, vreun expert, vreun ceva, vreun sau ceva, știi? Da, da, dar tu folosești logică, eu înțeleg opinia ta și înțeleg foarte bine perspectiva ta, probabil la aceeași perspectivă aș fi avut și eu dacă nu făceam sport, adică tu folosești de efectiv urmă. Băi, a, asta e că gen, nu pot să zic că fac sport de mă pe efectiv să mă duc concurs sau știi, dar mă mai mișc, mă relaxează, adică pentru mine că asta zicea că gen, el crede că toți oamenii care merg la sală sau așa o fac din obligație sau că urăsc să merg acolo. Bă, uite, eu de exemplu mă duc pe mine, ca chestia aia mă relaxează, adică eu nu sunt genul de om care să, nu știu, să își bubuie capul până la 5 dimineața să bea sau știi. Eu îmi găsesc, de exemplu, plăcerea în chestia asta. Și o obsesie foarte bună și și dacă ar fi o dependență pentru anumiți oameni. Băi, deci orice, orice motiv ai avea, crede-mă. Da, 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 exact, exact. Un... Că să vrei să, să, să te duci la sală, că vrei să arăți, arăți bine, să agăți femei, să orice, efectiv. Exact, orice motiv ce contează? Avea, patenit, nu pierzi, exact. Da, ce, pierzi nimic, ce, contează efectiv scopul atât timp cât o faci? Exact, contează să o faci și eu cred că în România la momentul actual problema e că oamenii nu o fac. Știi? No. Și plus că oamenii de care vorbea el, așa cum a spus mai devreme, sunt o minoritate. Adică oamenii care se duc la sală și au monkey brain să face steroizi și să se antreneze trei luni și să facă probleme la ficat sunt o minoritate cam asta ar fi concluzia. Adică hai să nu mai generalizăm și să nu trăim cu impresia asta că toți oamenii care se duc la sală se duc să se facă cât du la pula la sală, poți să faci mult mai multe lucruri, chiar dacă lu poți să lucrezi cu greutăți, poți să faci aia, poți să faci aia, poți să faci ce poți să faci și afară, dar doar că mai ai multe lucruri și nu depinzi de temperatură de morții mei. Și gat, am părăsit. Ne auzim data viitoare numai la ProTV.